Gareth McNamara este un vânător al valurilor uriașe. Dacă reușita de acum este confirmată de reprezentanții Guinness Book, ar rezulta că americanul și-ar dobărât propriul record. În noiembrie 2011 a reușit să stăpânească un val de 24 de metri. Locația este aceeași, Portugalia, Costa Nazare. Imaginile care au fost filmate de unul dintre prietenii săi sunt spectaculoase. Bărbatul în vârstă de 45 de ani își pune viața în pericol de fiecare dată când intră în apa oceanului. După această experiență a declarat că nu se gândește la o nouă tentativă de a-și dobori actualul record în viitorul apropiat. Gareth McNamara a luat primele cursuri de surf la vârsta de 11 ani și a devenit sportiv profesionist în acest domeniu 6 ani mai târziu.